Poporul german n-a fost un popor prost. Gândiți-vă că germanii au produs cele mai mari opere muzicale, filozofie, păi dar când vorbim de filozofie începem de la... Cum? Nici Hitler n-a fost prost. Stați că ajungem și acolo. Avem cei mai mari filozofi, cei mai mari muzicieni, cei mai mari tehnicieni și mecanică și, păi da, meseriile. De ce spunem Banzig? E Bandzege. Cică ferăstrău circular. Mauschwanz. Păi Mauschwanz. Coadă de șoarece. Toate cuvintele din tehnică sau foarte multe vin de la germani. Cum a putut un popor atât de inteligent, atât de cult, cu un trecut atât de mare, să fie câștigat de Hitler? Uitați-vă câtă lume. Vreau sonorul mai tare. Priviți. Opriți. Dragii mei, am nevoie de tablă acum, am încheiat cu... Ce observați la Adolf Hitler? Mulțumesc. Aha. Aș vrea să scriu pe tablă limbaj verbal. Eu mai pricep, am făcut școala germană, știu ce zice. Nu se auzea totdeauna bine. Ein Volk, wir müssen das machen, oder, mă rog, și așa mai departe. Deci, omul vorbea, se înțelegea, limbaj verbal. Cred că am... Vreau să fac, să scriu altul, uite așa. Limbaj verbal. Limbaj. Non-verbal. Care se împarte în două. În limbaj, para. Limbaj și limbaj corporal. Observați, sunt trei. Una, două, trei. Sunt trei limbaje distincte. Limbajul verbal este ceea ce traduceți cu mintea cuvintele mele. Limbajul paraverbal sau ce am scris? Tonal, melodia. Tonal, melodia. Melodia. Și corporal, care are gestică, mimică și încă ceva. Și atitudine corporală sau poziție. Poziția corporală. Bravo, asta îl căutam eu. Mulțumesc. Cine a zis postura, îi mulțumesc. P-O-S-T-U-R-A, postura. Puteți să-mi spuneți în ce anume era extraordinar Hitler? Un zei tonal, e drept că el a fost cam sus tot timpul. Dar transmitea, electriza și poporul urla de impact. Electriza. Limbaj verbal, para. Para însemnează alături. Para trăsnet. Nu? Parabolă. Parabolă. Arunci, bolă vine de la baleo, a balistică, a arunca. Nu? Legele balistice. Parabolă. Diabolo. Arunca împotrivă, diabolos.
Deci, para înseamnă alături. Ați înțeles? Alături. Și alături de cel verbal, am tonalul. Și vreau să vă spun. Contează foarte mult. Iar pe lângă aceasta am gestica, a fost foarte generos Hitler cu gestica, mimica exprima ce vroia și postura. Spune foarte mult. Nu? E tot limbaj corporal care ține de uite-te. Uitați, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Observați? Corporalul. Acum, a venit la mine un student, eram dascălul lui, și spune, frate, am început practica în comunitatea Trei Lulele și a venit prezbiterul și spune, tinere, aici nu da din mâini. Fii serios, citește ce ai de zis, nu vorbi liber. Probabil că asta s-a întâmplat cu 50 de ani în urmă. De ce dai din mâini? Băi, oameni buni, tu când vorbești în mod natural, stai așa, zicea cineva, constipat, așa, știi, nu te miști, nu nimic, sau ești liber, sau dai din mână. E oare normal? E normal. Ați văzut pe fratele Ban. El nu face niciun fel de teatru. El e chiar discret. Atât timp a făcut gesturi normale. Și eu cred că este atât de normal să fim naturali. Vreau să vă spun că noi trăim acum într-o epocă postmodernă. În postmodernism, oamenii nu mai țin cont de reguli, de taburi, de rațiune, ci ceea ce contează la oameni de azi este autentic. Să fii autentic. Să nu te faci. Să fii tu. Să nu te faci. Să fii tu. Când te rogi, Tatăl, nu, domnule, fii tu, Tatăl nostru, simplu. Să fii autentic. Și oamenii te cred când te văd că ești autentic. Ori un om autentic dă din mâini, dă din cap, își schimbă expresia feței, pentru că e autentic. Nu este stană de piatră, o mumie. Dar normal, normal. Bun. Probabil că unii știți. Dar este un profesor, nu știu dacă mai trăiește, îl chema Mehranian. Profesor mare, profesor de la Universitatea din California, Los Angeles, UCLA. Și omul acesta, cu clasa lui, a făcut mai multe cercetări, studii, ca să vadă ce contează cel mai mult, și vă rog, nu spuneți dumneavoastră, cei care știți, cei care nu știți, aceea să spuneți. Da? Pentru că dacă ați citit de la altul, nu mai gândești tu. Scoți ce ți-a zis altul. Dar acum noi trebuie să gândim. Care contează cel mai mult ca impact pentru schimbare? Noi ne-am amintit un lucru. Că suntem raționali și emoționali. Și că emoționalul contează mai mult. Acum eu vă întreb. Care credeți că contează cel mai mult ca procente din 100%? Atenție! Noi vorbim acum despre omiletica formei, despre cum. Corect? Pentru că cum răspunde de idei. Eu n-am alte idei, un fond pe lângă forme. Corect? Eu am doar forme și formele țin ideile și dacă formele pe care le spun au impact, ideile pătrund. Dacă nu, cad alături. Deci, cred că aici 80 este o propunere. Bun. Cât îi dăm la verbal? Că nu, e mesaj. 70. Corporal? Corporal? 20. Profesorul Mehranian, și vă spun, este o personalitate în domeniu, în lingvistică și în impactul limbajului, a stabilit următorul. Bum!
Bum! Bum! Ne-a făcut praf. E incredibil! Dar m-am uitat special la Hitler. Dacă n-ai fi auzit vocea lui și ai fi auzit doar gesturile lui, păi spunea tot ce vrea. Emoțional, nu rațional, că nu știi. Dar toate gesturile acestea vorbeau. Eu n-am crezut că acest limbaj corporal este dominant. Oamenii se uită la fața ta. Vin oaspeții. Oh, iar vin Protopopescu la noi. Strânge-le de pătura. Strânge cu... Bine ați venit la noi. Uite, ați venit la noi. Spune mai mult fața. Și există studii în care arată că când un zâmbet este fals, nu prinde și ochii. Sunt, dacă vă uitați pe internet, o să observați că omul știe, citește omul, citește pe interlocutor, după expresia feței lui. E autentic sau e fals? Apropo, știați dumneavoastră că omul captează informațiile lumii 84% prin vedere. 84% prin vedere. Aia e altă treabă. Aia e treabă rușinoasă. Da. Deci 84% prin vedere. Ca informații, ca emoție, 80% prin ureche. Și o să observați că 84% prin vedere și vreo 82% prin... De exemplu, dacă dai un film, o scenă de groază, când vine omul și urlă, dar stingi sonorul și vezi doar gesturile. Ce oribil, știi? Dar când stingi imaginea și auzi aaa! Păi te trec toți fiorii prin spate, te apucă spaima. Ca să vedeți că audio transmite emoții și video transmite informații. E sincer, nu e sincer, se bucură, nu? Înțelegeți? Iar cuvântul este, și noi credeam că cuvântul este cel mai important, și eu credeam. Întrucât omul este emoțional, de aceea astea două contează mai mult. Ștergem tabla și ne vom ocupa în prima instanță de limbajul verbal, întrebări, apoi de limbajul tonal, apoi de limbajul corporal. Vă rog? Dacă emoția, trebuie să ajungem la emoții, cel mai important atunci este tonul pentru a impresiona și a produce parte. Cred că e just ce spui vis-a-vis de conținut, de cuvântul, de conținutul cuvântului. De ce 55% m-au uimit și pe mine, dar acestea sunt rezultatele. Fie că mișcările te captează, fie că ele mărturisesc autenticitatea lor, naturalețea lor, nu-mi dau seama. Dar aceasta este, acesta este un studiu de profesorul Mehranian și de acest studiu s-a folosit Mark Finley când a prezentat un material vis-a-vis de cum predicam. Hai să vă spun un lucru. Aveam taberele de omiletică. Știți care era primul lucru care trebuia să-l știe și dumneavoastră? Dar anticipez puțin că a venit întrebarea. Primul lucru pe care trebuie să-l spun unui tânăr sau unui predicator când vine la învon. Știți care? Mâinile așa. Stai, mâinile așa. Păi, dar de ce așa? Că dacă le ții jos, nu le folosești niciodată. Dacă pleci cu ele așa, începe să... Punctul 2. Ca unul care am avut mult de a face cu amvonul, am descoperit că eu totdeauna am emoții, pentru că vreau să nu fiu o piedică pentru tata. Și mă gândesc, Doamne, voi fi eu cu antenele deschise ca să mă inspiri.
Noi nu citim. Avem în minte ceva, dar Dumnezeu ne inspiră. Și când încep să dau din mâini, emoția negativă scade, se cheamă distresul. Și eustresul, emoția pozitivă, se dezvoltă. Deci atunci când dau din mâini, mă ajut pe mine să mă simt mai bine. E foarte interesant. Emoțiile sunt determinate și altora prin mișcări. Limbajul corporal este foarte important. Și vă rog, pentru că noi trebuie să, voi, trebuie să atingeți sufletele celor care vă ascultă. Fiți autentici, nu teatru. Deci teatru e fals. Sună fals, e tablă. Dar fiți liberi. Normal, așa cum sunteți, nu cum e ăla, cum sunteți dumneavoastră, dar sunt sigur că și dumneavoastră și soția, când vorbește, folosește mâinile. Uite, eu nu m-am gândit să fac așa, dar așa a venit, pentru că cuvântul are nevoie de suportul, are nevoie de suportul mișcării. Frate Ban. O redută și suficient de înaltă ca să se vadă doar o bilă. Doar o bilă. Observați amvonul acesta? Când sunt la TV și când se fac producțiile care se fac, eu cer, poate că știința din hârtii spune că de la piept în sus este prin plan. Și eu zic, nu, fă-mi prin planul să văd mâinile. Mâinile sunt mijloc de expresie. Auzi, mijloc de expresie. Cât de mult spun mâinile acestea? Cât de mult spun expresie? Ia, cât de mult spun mâinile? Și atunci când... Dar de ce nu folosești tu o telecomandă când ești la pâinea aceea de toate zile, trebuie să ajungi cu degetul? Și eu zic, păi n-am nevoie să fiu legat de o telecomandă și poate să fiu legat și de un microfon. Păi mâinile unde sunt? Ele sunt mijloc de expresie. E nevoie ca mâinile să fie libere. M-ați înțeles? Bun. Aș vrea să trec destul de repede peste asta. Cu copiii, cu studenții, le adâncesc însă. Vreau doar să vă conștientizez. Limbajul verbal, verbum, verba la plural, verbum la singular în latină, logos, logoi, este în greacă. Cuvântul, din ce se compune cuvântul? O să spune din silabe. Bine, dar silabele? Fiți atenți, din foneme. Fonos, sunet. Foneme sunt cărămizile sonore care le folosesc în vorbire. De exemplu, nu-i bine. Scârțitul roabei, lunea mitică. Scârța, nu e un fonem, e sunet și ele. Și că noi folosim sunete. Ce fel de sunete? Doar foneme pe care omul le poate emite cu sens. Și asta e un fonem, dar asta nu-l folosesc. Fonemele sunt de două categorii, vocale și consoane. Puteți să-mi spuneți mie ce însemnează vocală, dacă vă gândiți la etimologie, la rădăcina cuvântului, la sensul primar. Bravo, soră! Vox, voces. Voce. Aha! E voce. Ia uitați-vă la mine. Au, vocea prin cavitatea, modularea cavității bucale, produce culori diferite. Ae, e foarte deschis. Ae, observați, deschiderea gurii creează culorile vocale. A, E, I, O, U, atenție, O, E, U, sunt combinate. De exemplu, A și cu E, A, E, E, A, E, A, E. Limba, A, E.
E cade E, dar gura e cade A. Și atunci este E de la bag în engleză sau te, maghiarul, te. A, O, U, O, A, O, U, O, A, O. Țin gura deschisă de A și pronunț O. A, O, este O de la dog sau de la mogo, ungurește. U și I, U, U, I, U, U, U. Zic U, dar cu limba pronunț I. U, U, și iese U de la München. Și că München, München. Nu e München, e München. Nu? Sau O, U, E, U, O, U. Zic O, dar limba face E. O, U, și iese U de la Goethe, nu Goethe, de la gheată. E Goethe, Goethe. Observați că toate acestea prin modularea cavității a limbii. Nu avem timp să facem exerciții individuale, dar dacă dumneavoastră ați prins, sunteți oameni mari și acum uneori nici pomul strâmb nu-l mai îndrepți când e bătrân. Dar toți sunteți tineri de această limbă. Asta era un seminar pentru tineret. Notați, e pentru tineret. Vocalele le-am înțeles. Vrem ca să nu pierdem timp cu aceste elemente, pentru că nu ele sunt dominante. Deși e foarte important ca vorbirea ta să nu aibă doar o singură culoare de A. Eu cred că... Vedeți? Dacă n-am deschis gura, n-am deschis gura și toate sunt de A. E urât. Iar omul care mă aude trebuie să facă efort să priceapă ce zic. Consoana. Ce este consoană? Etimologia cuvântului consoană. Ce însemnează o consoană? Haideți. Hai, soră. Cum? Consonare. Adică sună cu. Cu ce? Fiți atenți. Ce am zis? Păi nu știm. Tu ai spus C, R, L, M, B. Trebuie vocala să iasă, coloana de aer, pe care consoana doar o întrerupe. A, balanada, ca. Observați? Consoana sună împreună cu vocala. Și ca să se înțeleagă consoanele bine, trebuie mușcate. Mușcate. A? Ce înțelegi, matale? Ce înțelegi, matale? Ce înțelegi, matale, bine? Articularea se face prin mușcarea consoanelor. Și o vorbire perlată este o vorbire care îți face plăcere să o asculți ușor. Nu trebuie să te concentrezi, să înțelegi oare ce vrea omul ăsta să gângăvească acolo. Ați prins ideea, da? Limbajul verbal, pronunție, dicție, pronunție, dar mai are ceva. Logica. Cum, ce este logica? Am vagoane. Logica este modul în care leg cuvintele în felul cel mai potrivit sensului pe care vreau să-l folosesc. Logos înseamnă cuvânt. Logică se referă la înlănțuirea nu doar a cuvintelor, ci și a ideilor. Deci, logica, modul cum leg ideile, nu doar cuvintele. Cuvintele se cheamă topică, cum leg cuvintele între ele, dar frazele între ele, cum duc ideea, contează foarte mult să fie rațional mesajul, bine pus la punct. Iar aceasta nu trebuie neapărat scris. Dacă ai o gândire corectă,
dacă ai o gândire logică, gândind de la cauză la efect și legând totdeauna sfârșitul cu începutul celeilalte, sfârșitul cu începutul celeilalte idei, atunci cu adevărat, trei. Coerență. Vă spun, poate să fie o logică foarte bună, dar vorbirea să fie incoerentă. Adică nu ai fluiditate. Tot vorbești și faci o pauză și lipsește coerența, fluiditatea. Și patru, ceva foarte important, scriu în mare, volumul de cuvinte de care dispun. De o vreme, pentru că nu mai predau la seminar, și e normal să vină și alții la rând, am împlinit o vârstă și de acum am altă activitate, m-au invitat cei de la Integritas să predau. Și predau la Integritas cu multă plăcere comunicare, așa se cheamă materia. Integritas este liceul de la Târgu Mureș. Și vreau să vă spun că am dat cuvinte. În fiecare oră dau cuvinte la liceeni. Sunt liceeni de clasa 9, 10 și 11. Știți ce am constatat? Lucrul acesta l-am constatat de mult la studenții care vin la seminar. Unii dintre ei, copii curați și dedicați, n-au vocabular. Au un săculeț de cuvinte și le învârt pe alea. Pentru că n-au cultură. Păi frate, noi n-avem nevoie de cultură, avem nevoie de spiritualitate. De acord, dar dacă vrei să fii predicator, fără cultură nu vii. Pentru că tu vorbești oamenilor și predicatorul trebuie să vorbească lumii, nu pocăiților. Aici vreau să ajung și mi-a luat cuvântul. Îmi pare bine. Auziți? De ce n-au cultură? Pentru că nu citim, nu citesc. Nu pe internet. Pentru că a venit vorba de internet, vreau să scriu ceva și să țineți minte. Și să spuneți la copii și la tinerii voștri. Sunt două categorii și două modalități de obținere. Informații. Bă, oare în ce an a invadat Cirus Babilonul asediat? A, 538. Bun. Cunoștința, știți ce e? Este informația asimilată. Iar ca să fie asimilată, nu numai atâta. Trebuie să o rumeci, trebuie să o depui. Trebuie să o... Nu să rămână doar în minte și până fuge. Vă spun că am avut destule emisiuni și mă pregăteam de seară pentru... sau dimineața pentru emisiunea de seară. Aveam tot felul... Și Meleșca nu a venit la emisiune odată. Și aveam subiecte care nu mă priveau. Care nu mă interesau. De exemplu, apa în România. Cât de bună e apa, cât... cu diferite personalități. Și repede am citit, am găsit, am scos, le aveam în cap, le-am scuipat și le-am uitat. Adică le-am vorbit, am pus întrebările, dar nu mai țin minte nimic din informațiile care le-am strâns ca să joc table cu ele. Cunoștința. Ați văzut ce am scris aici? Videoul nu-ți cere să analizezi nimic, doar înfuleci. Înfuleci. Și știți că nu mesteci, dai afară pe Dâmbovița, aici pe, nu știu, pe Mureș. Dai afară tot. Audio e încă mai bine când atunci când auzi radioul,
tu și răspunzi în mintea ta, tu și discuți, mai și imaginezi, deci participi. La video nu participi, că vezi, vezi totul și totul intră înăuntru. Dar este afară. Audio încă dialoghezi. Cartea însă este un prieten. Cu cartea dialoghezi, te oprești, sublinezi un cuvânt, faci un semn, e mare. Aici, cunoștințele, vă mai spun că un lucru vis-a-vis de cultură. Ne abatem puțin, dar sunt chestiuni care sunt general folositoare. M-a surprins odată unul din studenții mei de la conservator. 3 ani am predat acolo. Când mi-a spus, maestre, zice, cultura nu este volumul de informații și de cunoștințe, de informații, ci cultura este doar ceea ce răspunde, informația care răspunde la o dilemă, întrebarea ta. Adică, ai sertare în care să bagi. Ai un pom de Crăciun, pentru cei care fac pom, era o ilustrație, de care să agăți globuri. Că dacă n-ai brațul, n-ai de ce agăța. Ai mai întâi nevoi. Iar nevoile se dezvoltă și ele, apropo de nevoie, prin citit. Citit. Încurajați copiii să citească. Biblia, amin, spiritul profetic, dar nu numai. Acestea sunt cele pentru zidirea ta. Dar ca să poți să fii un intermediar între Dumnezeu și oameni, să transmiți un mesaj, ai nevoie de un bagaj de cuvinte. Pentru asta doar cititul. Și nu trebuie romane de 3 lei, acțiuni erotice, crime. Nu, nu. Sunt atâtea cărți de cunoștință generală. Dacă vreți, într-o pauză, o să vă arăt ce anume trebuie să citească copiii, dar nu, sau tinerii, dar nu acum. Pentru că vă dau nu bibliografia, ci categorii. Ne oprim aceasta printr-o exigență cu tine însuți, logica. Coerența prin exercițiu și prin determinarea de a nu fi întrerupt, de a nu vorbi în secvențe. Iar lexicul se obține prin cultură. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, n-am cuvinte, că mi-a descoperit părticica asta de adevăr privind limbajul tonal. Pentru că n-am altă carte, iau Sfânta Carte. Citesc. Urmăriți și vorbirea mea și tot. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Corect? Bravo! Am pronunțat atât de clar. Am fost monoton. Monoton. Un singur ton. La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În Tine, zici că ești popă de la... Da. Ia fiți atenți. La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Ce a făcut diferența? Modularea vocii. Aici e o melodie. La 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 la. La 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 la. Este o melodie. Ce mai este? La 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 la. Nu, nu, nu. Deci,
La 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 la. Asta e melodia, intonația. La 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 la. Ce e asta? Intensitatea. 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 Toată lumea. Intensitatea. Cu mine. Și faceți și cu mâna. Hai. Intensitatea. Deci am avut o creștere a vocii, dar și o intensitate. Bun. Taram pam pa pa pam. La tine, Domnul meu. Ta 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 ra ta 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 tam ta tam. Ritm. Dragii mei, noi nu avem decât trei instrumente la dispoziție pentru emoție. Pentru a transmite emoția prin limbajul tonal. Limbajul tonal transmite fundamental emoția. Mă bucur că ai venit. Mă bucur că ai venit. Ta-la-ra-ra-ra. Mă bucur că ai venit. Și inima zice, da, se bucură. Deci, am. Aici I. Ce observați din ce am scris pe tablă? O coroană. Cea mai importantă este intonația. Eram la radio Vocea Speranței în faza de demarare. Erau doar trei care lucrau în radio. René Stoica, tehnicianul, Nae Daniel, directorul, și trebuia să înceapă și m-au luat pe mine că aveam mai multe teme pregătite și eu înregistram predici. Cu asta s-a început. Urmă a mai venit încă unul, altul. Și la început nu eram învățat să vorbesc în fața microfonului. Aveam nevoie de cineva. Așa e la început. Vorbești singure. Imaginează-ți că-s oameni. Nu. Nu pot. După aceea poți. Și René Stoica stătea dincolo de un geam. Era tot într-un subsol, se făcea. Și din când în când lăsa capul în jos. Și întreba, băi, chin la mine. Îi făceam semn, iar se uita, iar lăsa. Și eu zic, măi, Renică, de ce nu te uiți la mine, că mă ajuți? Și ce mi-a zis? Lucru care a fost pentru mine un compliment. De obicei, când vorbește cineva, când îl privești, te ajută. La mata zice, mă ajută doar să te aud. Probabil că intonația și intensitățile n-aveau nevoie de mișcare și de gestică. M-am bucurat. Pe mine poate mă ajută temperamentul. Sunt sangvin. Am făcut și muzică. Știu ce însemnează ambitus. Ambitus este spațiul dintre nota cea mai de sus, hai să punem cea mai și cea mai de jos. La. Ăsta e ambitusul. Ați înțeles? Deci, cu cât ambitusul este mai mare, cu atât va fi. Observați ce diferență? Unii zic, cu cât ambitusul va fi mai mare, cu atât tari, quartă, tararira, quartă. Trebuie să fie mai mare decima. Deci, căutați, dragii mei, să vă exersați ca să aveți impact emoțional. Că dacă eu voi vorbi doar așa,
Ta-ra-ra, ta-ra, ta-ra. Quinta. Ta-ra-ra-ra-ram, ta-ra-ra-ra-ram. Dacă voi vorbi doar într-o cuvintă, e mai expresiv decât monoton. Dar e slab. Vreți să aveți impact? Lăsați vocea să urce și să coboare. Și o să întreb, bine frate, pe ce criterii? Așa ridicăm vocea și o coborăm, nu? Aș vrea să explic ceva despre intensitate. La intensitate avem accentul și practic noi accentuăm și linia ascendentă sau descendentă. De exemplu, doresc, tată, doresc. E un accent doresc. Și când e accent și se ridică vocea, doresc. Toată lumea, doresc. Toată lumea și, hai, doresc. Fiți atenți, doresc, do, jos, sus. Doresc. E dorință, dorință, dorință. Toată lumea, vă rog, dorință. Săul numai dorință, nu-i sus, e jos. Dorință. E bine. Acum am accent, dar pe lângă accent este linia ascendentă. Nu e doar linia ascendentă. E urât. E un drum spre linia ascendentă. Tarara. Pe măsură ce urc vocea, crește și intensitatea. Ritm. La ritm am descris următoarele lucruri. Ia uitați-vă. Nu pot să îngenunchi. Ce am scris pe tablă? Ta-ta-ta-tam, tam-ta-ta-tam, ta-ta-tam-tam, tam-tam. La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Ați văzut? La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Are ritm. Sunt toate egale. Sunt toate egale. Iar atunci când vorbești tot egal, ești incolor, insipid, inodor și nu transmiți decât cumplit meșteșug de tâmpenie. Expresia lui Creangă despre gramatică. Creangă a spus, gramatica e cumplit meșteșug de tâmpenie. Da. Bun. Ta-ta-ta-tam-tam, ta-ta-tam-tam-ta-tam. La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Nu-i frumos? Dar și la tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Vă spun aceste lucruri, dacă vreți, se studiază la Facultatea de Artă Dramatică. La ritm mai este încă ceva. Aceasta este ritmul A și mai este B. Vă spun... Agogica sau tempoul. Sunt la rugăciune. Tararara tam tatam, Tatăl nostru care ești în ceruri, te rugăm în numele de paparam param, tatatatatata. Ce înseamnă asta? A băgat în mine o nervozitate. Tatăl nostru, e pace. Te rugăm acum să lași Duhul Sfânt peste mine și peste toată audiența. Tatăl nostru, te rugăm acum să lași Duhul. Viteza contează. Dacă eu vorbesc repede de soi căsoltean,
Nu zic nimic. Atunci impactul va crea, adică viteza agogică creează nervozitate. Ori eu trebuie să aduc pace, pacea ta. Și este atât de important să fie liniștit, așezat. Tot aici mai este încă pauza, dar despre ea vorbim la a doua parte a omileticii formei, și anume empatia. Deocamdată suntem la partea tehnică. Ați observat? Am încheiat limbajul tonal. Acum ar trebui să vorbim despre limbajul corporal. Am avut în mână o carte de omiletică calvinistă sau reformată. În care, cred că era de prin 1800 și reeditată și reeditată, vă spun, la calviniști nu există prea multă preocupare pentru omiletică, de aceea și cartea era atât de săracă. Acolo urcă preotul sus, are o scară spirală, un balconaș ca să fie văzut de audiență, și căderea, mă rog, harul, îndurarea Domnului să fie cu voi, și îl predică către masă, nu către indivizi. Și vorbirea către masă poate fi citită, ei citesc temele, el prezintă frumos și cu autoritate de, știu, de semizeu, că sunt omul unsul Domnului. Declamă, declamație. Nu e vorbire. Noi nu declamăm, noi vorbim. Noi comunicăm, autentic. Nu ne facem, eu acum vreau să... Nu, nu ne facem. Noi vorbim cu indivizii. Voi nu sunteți o masă. Hitler vorbea la masă! Mă amintiți? Rău oameni, noi nu vorbim către mase. Eu, individul, vorbesc către indiviz. Iar acolo erau câteva gestici în cartea aceea de calvinistă care trebuie evitate. De exemplu, asta. Arăta un pastor care ținea mâna așa sau așa. Dar de ce așa? Ce rost are asta? Și că face așa din mână? Nu. Ce rost are așa? E o chestie care nu e naturală. Niciodată când vorbești cu nevasta, nu faci așa. Nu? Poți să faci mâinile așa, nu? Poți să fii, să ții mâinile împreună, nu? Dar nu să și potrivești deștele. Da. Sau mișcări, punct. Mișcările n-au nevoie de învățare. Orice copil, orice om, orice duduie de la coadă, când vorbe, are așa o gestică naturală că te impresionează, poți să vezi de la ea. Nu neapărat. Când fac așa, toți înțelegem, este un limbaj universal. Când faci așa, transmiți ceva, când exprimi ceva, ele sunt un limbaj înțeles, cum să spun eu, înnăscut, natural, e înnăscut. Tu nu ai nevoie să înveți limbajul, doar să te desfaci de el. Vă spun, am mari probleme cu elevi, studenți, care au fost stricați de școală. Școala ne-a stricat, ne-a tâmpit. Pentru la școală trebuie să stai cu mâinile așa, să vorbești din gură, din limbă. Dacă cumva spui și suflet, se uită profesorul, tu spune lecția, nu mă intimidezi. Și atunci, repede, că dacă nu zici repede, n-ai învățat lecția. Noi trebuie să învățăm mai întâi. Deci nu uitați, primul lucru pentru limbajul corporal, să nu pornești cu mâinile jos sau în buzunar sau la spate. Că nu le mai folosești niciodată. Să încep cu mâinile așa. Și atunci, automat, cuvintele încep să curgă prin mână, prin degete. Nu-i nevoie să te gândești nicicum. Întotdeauna. Mâinile merg normal. Expresia feței, dați-vă drumul. Studenților le spuneam,
Scoateți sufletul la vedere. Să vadă oamenii ce ai tu în suflet pe fața ta, în tonul tău. Scoate sufletul la vedere. Nu doar limba vorbește. E clar? E greu? Nu e greu să fii natural. E greu să te prefaci. E greu să te prefaci. Bun. Deci la limbajul corporal nu avem ce învăța. E un limbaj, doar trebuie să îi dăm drumul. Să lăsăm să fie, să nu ne jenăm de oameni. Eu nu mă jenez, eu sunt cum sunt eu. Sunt vulnerabil. Știți de unde vine cuvântul vulnerabil? De la latinescul vulnera, care semnează rană. Suntem doi dușmani. Știți ce fac eu acum? Știți ce fac eu acum? Să vadă toți. Știți ce fac eu acum? E frică. Mâna asta, ce face mâna de obicei? Mâna e dreapta. Și în momentul în care fac așa, ce am făcut? Mi-am dat arma lui. Sunt vulnerabil. Mă poate omorâ? Vulnerabilitate. Păi nu poate că v-a dat pe dreapta. În momentul când eu întind mâna, el poate să mă omoare. Ați înțeles? Dar în momentul în care eu întind mâna, eu spun, eu mă predau ție. Devin mă pot răni. Vulnerabil. Și asta este semnul că suntem în pace. Gestul ăsta vine de la greci. Spartanii cu atenienii au făcut pace. Prima oară a întins mâna, dacă nu mă înșel, să nu mă greșesc, Pericle, și a apucat mâna spartanul și atunci a rămas gestul darii mâini. Foarte interesant. Deci fiți vulnerabili, arătați-vă euul, nu euul rău, păcătos, sufletul, am greșit, sufletul. Bun. Ne uităm la ceas. La un moment dat veți primi cu toții o carte. Nu de la mine, ci de la conferință. Conferința a pregătit un volum pentru dumneavoastră. Și dacă vreți să vă îmbunătățiți omiletica formei, cum? De care depinde ideea și mesajul. Atât de mult depinde. În cartea pe care o veți primi, o să găsiți despre accent. Vreau să vă spun o poezie în germană, în maghiară și, pe urmă, în română. Valaki megölte magát, az hozta ezt a rút időt. Fúj a szél, táncol a tányér a borbély műhelyek előtt. Hol a boldogság mostanában? A meleg, barátságos szobában. O poezie din Petőfi, am învățat-o când eram copil. Una in Germana. Nun setzt der Heiland still sich zu den Seinen, wenn er sie in den Trübsalstiegel tut. Nur von den Schlacken reinigen soll die Glut, nicht länger lässt er brennen sie und weinen. O poezie care mi-a plăcut și am învățat. În limba română, ce ați observat în maghiara și în germana? Accente. Ta-tam, tam, ta-ta-tam, ta-tam, ta-ta-tam, ta-tam, tam. În limba română, cu cât vorbești mai neaccentuat, ești mai inteligent. Limba română, fiind o limbă latină, nu are accente. Știam pe vremuri, introducerea de la Iliada, cântă zeiță mânia ce-a prinse pe Ahil Peleianul, patimă crudă cea heilor mii de amaruri aduse, suflete multe viteze trimise pe lumea cealaltă, trupul făcându-le hrană la câini și la feluri de păsări. Și merge așa, tam, ta, ta, tam, ta, ta, asta se cheamă scandare. E un anumit, o structură ritmică, traheu, spondeu, mă rog, cum era, și merge tam, ta, ta, tam, ta, ta, până în fine.
pentru că îi punea accent, pentru că Rusticus Confilia ad Macellum properat. Țăranul cu fiul său merg la piață. E o frază din latină. Rusticus Confilia, nu e Rusticus Confilia, lipsesc accentele și limba română este o limbă fără accente. Italiană, da! Oh, italienii au accente și au făcut-o mai frumoasă, pe când limba română este o limbă dreaptă, fără accente și foarte rău. Noi trebuie să le descoperim accentele ca să facem limba aceasta iarăși plăcută, mai mișcată, nu plată și insensibilă. Ați înțeles? Limba română are nevoie de accente și accentele însemnează pe de-o parte melodia, adică intonația, intensitate și ritme. Tam, ta, ta, tam. La tine, Doamne, ta, 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 tam, tam, nu? Ați văzut? Întrebare. Cum să nu? Recită poeziile în flex, toate. Ta-ba-la-ba-la-ba-lam, ta-la-la-la-la-la-lam, ta-la-la-la-la-la-lam. Așa merg toate, din păcate, pentru că lipsește în natura limbii române accentul melodic, și așa mai departe. Dar noi suntem aici într-un curs ca să ne schimbăm. Și ca noi, la rândul nostru, toată lumea, noi, la rândul nostru, bravo! Sunteți o clasă bună. Întrebări. Ce se întâmplă cu persoanele care au și vor să fie activi în comunitate, nu vorbim de sfârșit, fie că vorbesc repede, nu sunt înțelegi? Dragii mei, suntem dobitoace sau oameni? Dacă suntem oameni, putem să ne învățăm. Am avut la Tulcea, eu am fost 4 ani în Tulcea, el s-a născut în urma pledoariei mele și a soției, familiei Șerbănică, să aibă copii, că nu aveau copii. Și efectiv, el e băiatul meu, într-un fel. Mai mult a soției. Și acum, câți frați ai? Încă 2. Deci sunt 3 din 0. Soția mi-a avut argumentație bună. Acum, eram la Tulcea și la Tulcea este un prezbiter, îl cheamă Daniel Moșman. Băiatul s-a vorbit atât de repede că nu puteai să asculte nimic. Și a fost ales prezbiter. Am făcut lecții cu el. La artă dramatică am văzut o secvență și este un metronom. Tac, tac, tac. La tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Deci vorbesc cu intonație, cu accent, în ritmul dat. La tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Noi trebuie să învățăm să ne punem frâu, la viteză. Sau să ne mobilizăm atunci când trebuie. Iar acest lucru se învață, frate. Conștientizez că e o boală. Asta zic eu. Eu miros. Miros. Păi stai, am conștientizat, mă spăl, mă dau cu ceva și nu mai miros. Corect? Mă educ. Deci noi trăim într-un mediu în care tot timpul trebuie să creștem și să ne educăm. Iar acesta este modelul sau cazul în care trebuie să ne educăm vorbirea. Dacă nu, nu vorbești. Ești un bun credincios, vei fi mântuit înaintea mea. Dar dacă vrei să fii mesager, trebuie să-ți formezi și ritmul, agogica, viteza. Ritmul, intensitatea, intonația. Doar acestea transmit cum. Și nu uitați, în omiletică, forma răspunde de fond. Așa, mai rog o mână ridicată acolo și fratele din grăbire.
Deci ai venit doar de 4 ani la credință. Sau tristețea când suntem, când e de un mesaj. Vă mulțumesc! Mulțumesc, fratele meu, frate. Am vorbit și eu aici cu mâna buzunar uneori. Vreau să vă întreb, de ce mâna în buzunar este rea? Vă rog, analizați și spuneți, pe rând, pe ridicare de mână. De ce mâna, ținutul mâinii în buzunar, este considerată o manifestare negativă? Mulțumesc. Ea exprimă, ea traduce lipsă de respect. Stați. Cine a hotărât că mâna în buzunar traduce lipsă de respect? Este un lucru natural de la sine sau este convențional? Convenția bună în manieră. Bun. Vă rog, țineți minte. Oamenii au hotărât că bărbații trebuie să aibă cravată. Eu nici nu o văd. Este un gât legău, cum spuneau, un gât legău. Dar dacă așa au hotărât, el în sine nu transmite lipsă de respect. Înțelegeți? Însă așa a fost gândit că în fața unui șef scoți labele, le pui lângă pulpe, ridici fruntea și să trăiți. Deci, rețineți, este o convenție, e un gest convențional. Acum, noi suntem într-o familie. Și dacă stau cu mâna buzunar în fața soției mele, povestind, transmit neapărat... Nu. Dacă sunt... Depinde de pretențiile soției. Stai frumos în fața mea? Imediat. Vreau totuși să mă apropii de ce a spus fratele Cuțu. Eu cred că pentru că sunt oameni care au fost în armată, care au nevoie de cravată. Mă iertați. Pentru că sunt oameni care au nevoie de cravată. Țin cont de asta și pun cravată la gât. Eu n-am nevoie de ea, nici nu o văd. Și atunci caut să scot mâna. Vă rog, țineți cont de un lucru. Mâna în buzunar în sine nu e păcat. Convențional a fost tradus că nu e potrivit. Există însă două capitole despre care vom vorbi mai încolo, sau să dea Dumnezeu timp, eu am nevoie doar de timp. Și anume, învățare și predicare. La învățare este o stare și o raportare, la predicare este altă raportare. Iar dacă eu sunt mesagerul lui Dumnezeu către oameni, poate din greșeală voi pune și eu mâna în buzunar, dar nu voi accepta ca idee să-mi țin mâna în buzunar, care arată superioritate, arată indiferență, dar aroganță. Cum? Lejeritate care e nepermisă, zic eu, în momentul în care sunt solul lui Dumnezeu. Deci nu cred că pot să fiu lejer, că îmi dau jos și cravata, îmi închei și gâtul, îmi suflec mânecile. Lejeritate, nu? Totuși, când vin ca martor al lui Dumnezeu, am grijă și e bine să avem grijă să evităm aceste pricini de poticnire, care nu sunt rele în sine. Iar eu, la lecție, e altă atmosferă, profesor de regulă, cu o mână în buzunar și scrie pe... Așa, nu știu... Am descoperit și la mine și la alții, dar nu e neapărat nevoie să ai mâna buzunar, dar nu e nici păcat. Când e lecție, e lecție, da? Bun. Să mă uit la ceas ca să nu păcătuiesc. Aici oare nu este importantă și traducerea gesturilor prin în față de cei care ascult? Important. Cum să traducem gesturile? Da, ăsta toată lumea îl traduce așa. Nu lejeritate, nu informal. Că
casual sau colocvial, se spune. Colocvial, ci oficial, solemn, nu pot să fii solemn cu mâna în buzunar, e clar. Deci, tare. Păi, despre asta vom vorbi altă dată, pentru că e și rău, e și bine. E ceva bine și e ceva rău. Nu discut acum, poate că o să avem discuția. Cine a mai ridicat mâna? Fratele și fratele. Tare! Am avut de compensat acest lucru, fratele. Probabil că îți mâna în buzunar. Am ceva de ascuns. Când vorbești natural, la sine, normal. Noi de multe ori în biserică am obișnuit să normal. Da. Mâna e un mijloc de expresie. Și dacă bagi labele în buzunar, nu-s mâine. Ați înțeles? Bun. Fratele? Vă rog, rețineți, o să avem o rubrică despre manipulare și influențare. Avem o rubrică specială pentru manipulare și influențare. Dar amintiți-mi că va trebui să discutăm și despre aceasta. Nu uitați. Bun. Dar nu s-a sublimat. Păi frate, noi am venit aici să stăm 5 zile, nu? Da. Bun. Așa, dragii mei, timpul e scurt. Aș vrea să discutăm acum despre capitolul timpul. Timpul mă silește și nu avem timp de exerciții. Eu trebuie doar să vă dau și numai să lucrați cu dumneavoastră. Poate. Mai întâi cu dumneavoastră și până cu alții. Omiletica formei, de care depinde omiletica de fond, nu uitați, în actul predicării nu există fond și doar forme. Așa e? Fondul vine prin forme. Corect? Da, prin forme se transmite fondul. Deci fondul depinde de cum. De aceea cum acesta este fundamental. Am discutat despre aspectul tehnic. Aspectul tehnic se referea la pronunție, la intonație, intensitate, ritm, cu agogică și ca așa. Și la gestică. Gestica și mimica. Noi acum trebuie tot la omiletica formei, tot aici, să discutăm despre domeniul empatiei. Empatia. Dragii mei, asta e foarte importantă. Pentru că aici am cărămizile. Empatia se folosește de ele în realizarea sensului. M-ați înțeles? Și că ridică vocea. Ridic vocea! Bine, bine, ai ridicat, dar n-ai ridicat cum trebuie. Sensul se folosește de ele și aici avem 4 sau 5 domenii. Aș vrea mai întâi să discutăm despre primul domeniu, UCCC. Ce am scris acolo, măi frate? Ce am scris eu la UCCC? Păi nu știm dacă nu ne spui. Umple cuvântul cu cuvântul. Frate de la Cristești, vino lângă mine. Acu? Acu se văd. Acum
ajunge, nu? Nu, nu, nu. Întoarce-te spre sală. Spune, tăticule, uite-te acolo, zi fierbinte. Zi fierbinte. Fierbinte. E cald, fierbinte, rece, cum e? Long, long hot dog. Căldice. E ceva mai cald. Nu-i destul. Umple cuvântul cu cuvântul. Zi. Fierbinte. Începe să ardă. Ia auziți. Șt, fierbinte. Acum clocotește. Treci la loc. Tinere, vină încoace. Umple cuvântul cu cuvântul îngrozitor. Hai! Un îngrozitor! Dar nu zâmbi ca tu, ce este un monstru de înguț! Îngrozitor! Este ceva. Auzi? Îngrozitor! Hai! Îngrozitor! Da, fii atent! Îngrozitor! Târăro! Deci este intonația îngrozitor, zi! Și cu mâinile! Îngrozitor! Bravo! A zis bine, a zis bine? Întrebarea mea este, cum a reușit el ultima dată? Model, imitație. Noi am vorbit la un moment dat despre imitație. Eu cred că eu am devenit român, ungur sau neamț prin imitație. Altui chinez prin imitație. Înțelegeți? Noi vedem și imităm. Orice școală a vieții merge prin modelul, prin formula model, imitație. Eu am făcut vioară de performanță, am fost în clasa de solistică a celui mai mare maestru de vioară, Ștefan Gheorghiu. Artist emerit, mă rog. Omul prin toată lumea, în comisii, a fost un om greu, Ștefan Gheorghiu. Mi-am amintesc prima oră de vioară, eram admis în clasa lui, erau soliști care deja aveau premii internaționale în clasă. Eu nu aveam, dar eram în clasa cu vedete. Mi-a dat să cânt primul concert care l-am cântat cu el a fost concertul de Tchaikovsky. Taram pam tariar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 am pa talar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 am parira și așa mai departe. Și eu am început să cânt. Prima lecție a fost stop. Taram pam tariar. Legea. Mai întâi să cânt legal. După aceea să interpretăm, să călcăm legea în spiritul legii. Atenție! Mântuitorul când n-a condamnat-o pe Magdalena, în spiritul legii n-a condamnat-o. Că legea e dragoste. Lui, tai capul! Nu e. Nu e. Și când vorbim noi despre atacarea păcatului, în spiritul legii, nu în litera legii. Pentru că avem probleme noi, adventiștii, aici. Tare vrem sânge de păcătos. Sânge. De regulă, când cântam, știți ce făcea Ștefan Gheorghiu? Pai de mine. Tari-ra-ra-ra-ra-la-la. El cânta. Eu trăgeam din muzică, nu mă mai auzeam că el cânta. Tarim tra li ra 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 li ra ri ra ram pa la 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 la. Măi, fratele meu, și eu? Fiți atenți. Am descoperit interpretarea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că înainte de a putea vorbi, înainte de a primi darul vorbirii publice, că eu nu eram bun, am avut un maestru care m-a învățat interpretarea. Model, imitație. Și imitându-l pe el, mi-am dat drumul, mi-am scos sufletul la vedere. Dragii mei, imitarea este necesară ca învățătură, ca devenire.
Dar dacă eu vreau să am slava lui Ghiță, mare predicator, și îl dă din cap, voi da și eu din cap, oare? Credeți că această imitare este formativă? Sau este doar de orgoliu? Mă înțelegeți? Eu cred că imitarea ca școală, ca mod de a ne forma, este justificată și în singura cale prin care putem fi român. Că am imitat limba ce auzeam și m-am făcut român. Știți că sunt așa numiți feral child, copii crescuți de fiare, care devin lupi, copii lup, devin, au fost crescuți și de urs, și de panteră, și de capre, copii care se manifestă ca atare, au imitat, și sunt lupi. Au fost recuperați, sunt multe cazuri, dacă vreți să le găsiți pe internet, și o să vedeți comportamentul de lup. Pentru că a văzut lupul și a imitat lupul și a devenit lup, deși e om făcut să fie după chipul lui Dumnezeu. Ceasul? Fix. Dragii mei, aș vrea să mai lucrăm puțin, după pauză, la umple cuvântul cu cuvântul. Pentru că aici începem să simțim cât de importante sunt cuvintele pe care le folosim. Fiți atenți, cât de importante, nu pot să sunt important fără să nu-i bag importante, corect? Cât de importante, 2 bani, 3 lei. Cât de importante sunt cuvintele pe care le folosim.